În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, chiar dacă este această atmosferă de vacanță, noi, duminică seara, continuăm catehezele noastre. Medităm la adevărurile de credință pe care ne-am propus să le aprofundăm. Cu siguranță că frățiile voastre nu vă nimeriți în toată duminica seara să fiți în aceeași formație. Dar și eu mai repet ceea ce vreau să vă pun la suflet. Știm că suntem preocupați în această perioadă de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. N-avem ceva mai sfânt pe pământ decât liturghia, în cadrul căreia pâinea și vinul se prefac în trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. În prima parte a liturghiei, așa cum am repetat de multe ori, învățăm lucruri noi, are un caracter catehetic. Să citește apostolul, să citește Evanghelia, se ascultă predica, iar în a doua parte, efectiv, preotul invocă Harul Duhului Sfânt și prescura se preface în trupul Domnului și vinul în sângele Domnului. De câte ori am repetat versetele acestea, s-ar putea să vă și plictisesc. Liturghia a fost întemeiată de Domnul Iisus Hristos la cina cea de taină. Și dacă vrem să vedem pe larg ce s-a întâmplat, citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, versetul 26. Și vom vedea cum Domnul Hristos a binecuvântat pâinea, a binecuvântat vinul, s-au prefăcut în trupul și sângele său și le-a împărțit apostolilor. Am început cu începutul. Liturghia începe cu un șir de rugăciuni. Ectenie se cheamă acest șir de rugăciuni în care îi cerem lui Dumnezeu tot ce avem nevoie. În seara aceasta mă voi opri și la un alt aspect, urmând ca de duminica viitoare din nou să intrăm în firul logic al liturghiei. În seara aceasta mă voi opri la o cerere pe care o facem tot în timpul liturghiei. Liturghia e complexă, liturghia ne pune la îndemână tot ceea ce ne este folositor. Și învățătură de credință, și lectură din Scripturi, și pâinea vieții, și ne și determină să ne gândim la cele mai serioase lucruri. Și am zis că în seara aceasta mă voi opri doar la o cerere din Sfânta Liturghie. Ați auzit-o de multe ori. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără rușinare, în pace. Dar la Hristos Dumnezeu să cerem sfârșit creștinesc vieții noastre. Vezi, zice că această meditație e cam tristă. E adevărat că e un pic tristă, dar e și realistă. Pentru că în multe locuri în Scriptură suntem poftiți să ne gândim că vine sfârșitul. Sfârșitul nostru a fiecăruia, nu mai vorbesc de sfârșitul lumii. Ei,
psalmistul David, în psalmul 102, în versetele 15 și 16, zice așa: omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că vânt a trecut peste el și nu va mai fi, și nu se va mai cunoaște încă locul său. Acum, meditând la această realitate, Magda Isanos, o poetă pe care eu o iubesc, poate și unii dintre dumneavoastră, a scris o poezie. Versurile le-a mai zis: e atât de trist să cugeți că într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alee, acolo unde vezi, o să mai stea voioși în vreme ce noi vom muri. Atâta soare, Doamne, atâta soare, o să mai fie în lume după noi, cu mii de anotimpuri și de ploi, cu zori din care șiruie răcoare. Și iarba asta o să mai răsară și luna tot așa o să se plece mirată peste apa care trece, noi sigur n-o să fim a doua oară. Și îmi pare așa de rău că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața nu-i decât o picătură între acest moment și celălalt. Și îmi pare neteles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori, că nu iubim noi care atât de repede murim. Am legat această poezie de cererea din liturghie: sfârșit creștinesc vieții noastre, nerușinat în pace. Și apoi mai sunt și alți mulți oameni al lui Dumnezeu care au meditat la acest sfârșit care vine. Oricum, un poet a cărui nume îl știți, frățiile voastre, este Traian Dor. Și el, plecând de la un verset a Sfântului Pavel, scris în epistola către evrei: n-avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea care va să fie. Plecând de la acest verset, a scris și el o poezie întreagă în care compară viața noastră cu o călătorie. O simplă călătorie, trece repede ca o călătorie cu trenul. Și zice el că oamenii se urcă în tren, socializează și nu realizează că în fiecare gară coboară câte cineva. Și poezia se termină așa: vine odată însă vremea să ne coborâm și noi. Ce n-am dat într-o clipă să ne întoarcem înapoi? Dar privind în urmă timpul, plânge vremea ce-a trecut, sună în gara veșniciei: am trăit și n-am știut. E scurtă, foarte scurtă viața. Și atunci liturghia ne ajută să ne conectăm la izvorul vieții, să ne unim sufletește cu Domnul nostru Iisus Hristos și să fim buni, să fim mai buni decât suntem acum, să fim mult, mult mai buni, pentru că toate au repercursiune și dincolo de ușa mormântului. Liturghia ne învață că faptele noastre făcute pe pământ au o valență veșnică, merg cu noi și după moarte. În acest sens, tot din cărticica părintelui Ștefan, vă citesc o întâmplare. În Pireu, cu destui ani în urmă, un preot a fost caterisit și pentru că avea o dublă pregătire, a lucrat după aceea ca profesor. Caterisit adică scos din preoție.
Desigur, a cerut transferul și a plecat în altă parte. De sărbători venea la Pireu, ca să-i vadă pe ai săi și pe prieteni. O doamnă l-a recunoscut și a zis alteia: îl cunoști? A fost popă și l-au dat afară. Cealaltă, când a auzit, fiind și slabă de minte, când fostul preot a trecut pe lângă ea, i-a pus coarne și s-a strâmbat în spatele lui. N-a trecut un an și femeia respectivă a murit. Și-au înmormântat-o în cimitirul Învierea. S-au încheiat 3 ani, după care au deshumat-o și-au găsit-o putrezită în afară de mâini, care erau întregi, de parcă atunci ar fi fost puse în mormânt, și negre, ca și cum ar fi fost vopsite, cu unghiile mari, cumplite la vedere. Au chemat pe preotul cimitirului, care i-a făcut slujbă și a citit rugăciunile de iertare de 3 ori, dar nu s-a întâmplat nimic. Au mai așteptat, dar tot nu s-a întâmplat nimic. Atunci l-au înștiințat pe mitropolitul Hrisostom, care a venit imediat și a pus epitrahilul și omoforul și a citit rugăciunea arhierească de iertare, dar tot nu s-a întâmplat nimic. Printre rudele ei, cunoscuții care se aflau la desumare, era și doamna aceea care îi arătase moartei pe preotul caterisit. Era vecina și ruda ei mai îndepărtată. Aceasta se gândea: ce păcat trebuie să fi făcut cu mâinile, dacă acestea n-au putrezit? Și și-a adus aminte de acea întâmplare. A priceput care este cauza și i-a povestit mitropolitului. Acesta a dispus să-l găsească imediat pe preotul acela caterisit, pentru că acesta se întâmpla în perioada vacanței școlare, l-au găsit în Pireu. În dupămeasa acelei zile, el a mers cu mitropolitul la cimitir. Între timp, separase-le oasele moartei, iar mâinile le puseseră într-un colț. Mitropolitul l-a pus în temă pe fostul preot și a zis: vino să vezi, fiule, harul preoției nu te-a părăsit, ce-a rămas lipit de tine. Iartă-o și spune Dumnezeu să o ierte, atinge-ți mâinile tale de mâinile ei și minunea se va întâmpla. Când preotul a rostit aceste cuvinte și a citit rugăciunea de iertare și a atins mâinile, ele s-au făcut țărână. Vreau să subliniez faptul că și după moartea noastră, faptele bune și rele merg cu noi.